Bă, știți momentul ăla când mergeți la un tovarăș acasă și n-aveți cu ce să înveliți? Cu ce să vă înveliți? Mi-am prins piciorul. Pentru că vă iubesc, astăzi o să facem abonați în Controlează Viața, lăsând deoparte treaba asta cu scaunul. Voi astăzi o să-mi controlați viața. Fiți activi la mine pe Instagram, vă las Instagram-ul aici pe ecran, dați-mi un follow dacă nu mă aveți la follow, pentru că în curând o să urmeze să mai fac videouri de genul. Acum am trezit, e ora 4 și mi-e foame. Astăzi ori o să mâncăm în oraș, ori o să gătesc eu ceva, așa că hai să punem primul story. Facem clătite, pentru că atât am putut, știam că știu cât de cât să le fac. Și hai să nu mă complic eu cu steak, cu carne, că astea scump. Pe pastă îmi dau, cred că 35 de lei maxim. Așa că fiți atenți. Pentru cei care nu știu să gătiți, nu luați clipul ăsta ca și un tutorial, pentru că eu nu știu să vă învăț pe voi să faceți clătite. Dar știu să supraviețuiesc eu cu clătitele mele. Eu m-am obișnuit. Punem niște lăpți. Niște nu foarte mult, dar punem niște lăpți. Cât în cap aici, ca să-l baci ușor. Cred că am pus mult. E ok. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Bine ați venit în bucătăria lui Robinet. Acum următorul pas. Nu mai știu dacă era ouă sau făină. Nu, sare. Niște sare. Lapte cu sare. Cred că am pus multă sare. Băi, nu știu dacă chiar așa se fac. Eu încerc. Unu sau două? Două. Un ou. Mamă. Mă, așa se făceau, că eu nu mi-aduc aminte așa. Să știți că cameramanul mi-a zis că se fac așa. Și eu m-am luat după el ca prostul. Mamă, mi-a strâns. Am uitat. M-am spălat pe mâini, ce credeți? Înainte. Nu am uitat să mă spăl pe mâini. Aveți încredere în mine că o să iasă ceva comestibil din toată treaba asta. Acum urmează să batem ouăle cu laptele. Sau trebuie să pun și făina și să amestec după aia tot. Dar lasă că... Nu, mă, nu. Ah, da, mă, da. Corect. Trebuia să pun eu făina, nu trebuia să pun făina, ce aveți? Și acum amestecăm toată asta. O să aibă cocoloașe, să știți. Trebuie să fie un pic mai gros, știu eu cât de gros. Tu vezi ce este aici, că nu iese nimic? Mai trebuie făină. Bă, e măcar sănătos ce fac eu aici? Nu, am făcut gogoși. Știi cât de gros e ăsta? Să mor dacă n-am făcut gogoși. Ia, veniți încoace, prietenii mei. Că e aproape gata compoziția. Gata, vere. Pac, un pic de uloi. Parcă asta trebuie să fie consistența, doar că are multe cocoloașe. Trebuie să scot uleiul întâi din tigaie. Crezi că s-a încins? Unde te duci? După dreac ce ați plecat toți așa departe. Să nu se prelingă pe cană. Ce mare cocoloașe? Vlad, are cocoloașe? Nu, nu are, mă, cocoloașe, nu-i făină aia. Mi-a sugerat George pe Instagram să facem un trick shot, așa că o să încercăm să facem un trick shot cu clătit. S-a lipit. Stați, o dezlipesc și după aia facem trick shot cu clătita. Bă, e proastă rău. Și spatula și tigaia. Ia uite-o. Bă, fii atent că mai... O să o las să facă și pe partea asta altă și să mai încerc chiar? Fiți atenți că vă mai dau unul. Arătați spectaculos. Chiar sunt foarte mândri. Bă, la trick shot-uri și chestii din astea neserioase sunt foarte bun. Pot să fac tot ce vreți voi. Când mă pui la o chestie serioasă, nu prea pot. Nu vreau să-mi iei capul. Mă bâlbăi, am emoții. Da, ia vină cu asta, are textură pe clătită. Și-am de la coisin. Poți te rog să o gusti tu primul, Vlad, cameramanul meu. Să fac cu ciocolată, să mor. Sau fac mai multe și după aia gustăm toți. Așa fac. Da. Fac mai multe și după aia gustăm toți. Lasă-mă să-ți arăt un trick. Ia vezi. Am stricat clătita. Încă unul! Stai! Stai! Mamă, asta a fost la limite, ești prost? Nu vrei să știi ce miras stau băieții din spatele camerei că fac toate trucurile astea. Bă, pe mine poți să mă iei ca clown. Dacă este ziua ta, să mai fac și eu niște bani. Cheamă-mă la evenimente, da? Poți să-ți umflu baloane, poți să-ți... Fac foarte multe chestii. Nu, acum lăsând Caterinca la o parte, s-a făcut clătita asta și o scoatem și noi pe asta. Ia vezi, Dragoșe. Pac! Dacă nu era camera pornită, mie nu mi-a ieșit niciodată aia. Acum mai punem niște arde cane, ești prost? Bine, e încins uleiul. Așa, un pic. Îl scoatem înapoi și ăsta e procesul. O să fac 200 de clătite sau câte am și eu aici. Și revenim cu taste testul. Cam așa arată clătitele pe care eu le-am făcut. Pe partea asta, pe partea asta, altă nu arată la fel de bine. Dar e ok, partea de afară contează. Așa că pe partea asta mai ars, o să punem Dacia asta. Aici eu sunt un pic generos. Să știu că mănâncă inima la copiii mei. Pac, 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 pac. Și nici nu o să le înfășor, că e lame, frate. Uite cum o să o fac. Pac, triunghi. Pac, triunghi. Una. Mă rog, o să facem procesul ăsta la toate, dar trebuie să le torc. Nu le băgați în seamă că pe partea asta sunt un pic mai arse sau nefăcute. Le fac triunghi și revenim cu taste testul, da? Să-mi ziceți pe bune dacă e bun sau nu. Ia tu. Tatăl. Ia una. Ia un. Pac, Vlad, ia și tu una. Am luat-o pe asta, cea mai grosă, băga mea. Da. Bun. Doi. Mie îmi place. Băi, da, că e bun. No, no cap, fără șapcă, fără niciun fel de șapcă. Chiar e bună. Da. Partea proastă e că nu sunt la mine și clătitele le rămân lor, da? Hai. Pregătar number one pe București. Îți place, mă? Bă, am mâncat și mai rău. Ok, răspunde,
am ajuns la magazinul scump. Glumesc, am ajuns într-un second hand, pentru că pe mine personal nu mă lasă inima să dau banii pe haine scumpe, plus că, real vorbind, nu-mi permit să dau 14 milioane pe un tricou. Așa că am venit aici să căutăm haine tari și probabil o să găsim și haine tari vechi, care gen sunt la un ban mai bun, care odată în viața lor au fost și ele scumpe, dar credeți-mă pe cuvânt că o să facem un outfit tare rău de tot de aici. Vezi că ăsta ți-ar sta bine așa. Așa. Ia vezi, off-white. Off-white. Ok, nu, bă bune, hai să mergem să căutăm chestia asta, cred că-s de copii. Nu știu dacă, sincer, astea sunt la vânzare, gen trocariciul ăsta, căruțul. Vlad, te rog frumos, ajută-mă să mă îmbrac, dar hai să facem, bă bune, un outfit tare. Nu vreau să-ți bag joc de mine, gen sunt un birou care e de vânzare. Gen, nu vreau, ținând cont că ai ieșit, să mergem să luăm haine scumpe, să luăm gunoaie. Nu vreau gunoaie. Tricou cu România. A, da, e de copil. Vlad, ce faci, unde ești? Ajută-mă. Vreau un outfit tare, vreau să pot să merg cu el pe stradă. Oricum o să merg cu el pe stradă, ești obligat. Și fac asta de pe mine. Sunt proaspăt spărate, mi le-a spălat mama. Am văzut că hainele de in, real vorbind, sunt acum foarte la modă. Mamă, știi cine era bun în vlogul ăsta, mă? Special guest? Georgescu sau Dominic, băiatul ăla de face, sau... Nu ne-am gândit. A, e. Dacă vreți să facem un clip separat cu Georgescu, cu haine, cum îmbracă el și așa mai departe, lăsați în comentarii și dați și voi mesaje pe Instagram. Bă, Georgescu vrea robinet să filmeze cu tine. Ca să vină, că dacă vede că nu-i chemat, nu o să vină niciodată. A luat Teriza de străbunică. Hai că stăm aici și hai să nu mai batem joc. Vlad, ajută-mă. Da. Cum sunt? Da. Da, fii atent, la asta trebuie să luăm un tricou de la lălâi, gen 50 Cent Robi. 50 Robi. Un tricou de in. Găsim așa ceva pe aici? Bă, e imposibil să nu găsim nimic de aici. Ce e mai greu la second hand-uri e că nu ai 10 perechi de pantaloni de ăștia la XL, M, S. Pantaloni am găsit, mai avem nevoie de un tricou. Și după aia o să ne schimbăm noi. Cred că mă schimb și eu la tine în mașină, nu mai dezbrăca pe stradă. Ai cabină de probe și ne simți. Jură-te! Ia hai încoacă, poate găsim și tricou. Avem și cabină de probă, top. Bă, Vlad, ia vină încoa. Hai să mă sareg o pereche de ochelari. Stai că-s de fete mulți. Fii atent, primii pe care îi scot, dacă stai, îi cumpărăm. Ăștia de aici, uite-i, că stăteau la fund. Stai că aveam speranță că găsesc altceva, dar am găsit tricou, băieți. Ia uite-l. Am și buzunar aici să-mi țin creioanele. Merg să-l probez, ce zici, o să-mi stea bine sau nu? Dacă știam, îmi luam și eu Air Force și să meargă bine cu outfit-ul, dar a plouat azi și noi am luat că sunt albi. Hai, mă duc să mă schimb, da? Și revenim cu hainele puse pe mine. Cu astea de pe mine nu știu ce fac. Bă, întâi să le plătim, prostule. Ca să vă pun și pe voi în temă, am primit o pereche de ochelari gratis și puteți mai lua ceva de încă 20 de lei. O să vă arătăm după unde e tot second hand-ul ăsta, gen efectiv n-a fost plătit nimic, n-a fost o sponsorizare sau ceva, efectiv oamenii au fost tari. Ajută-mă să aleg o pereche. Avem perechea asta de ochelari. Sunt și eu bine, Vlad? Ești. O să meargă bine cu outfit-ul, sincer. Nu cred că o să mai luăm produsul de 20 de lei, chiar dacă ni s-a oferit, pentru că bă, las oamenii să facă vânzarea, gen. Mă duc, mă schimb și eu foarte drăguț, oamenii perechea asta de ochelari, ca să înțelegi, am luat-o gratis. Și gen, nu am zis că facem o promovare la nimic, n-am zis nimic. Oamenii foarte tari de aici, când ieșim afară, o să vă arăt și second hand-ul, dacă vreți să vă cumpărați chestii, să știți că eu sunt pro second hand. Găsești foarte multe chestii, dar mai ales în ziua cu marfă, pentru cei care nu știați, găsiți și chestii de brand care efectiv nu au mai fost purtate. Nu știu exact cum se face alimentarea asta la second hand-uri, dar credeți-mă că găsiți pe bune chestii tari. Da. Sunteți mai multe pe planetă comparativ cu noi bărbați. Și că mergi la școală. Bun, asta este ținuta pe care eu am reușit să o fac. Trebuia să-mi iau și niște Adidas, dar am zis las că o dăm așa. Eu zic că e un outfit destul de tare, mai ales cu ochelarii ăștia pe care am primit gratis. Suntem pe strada, cum? Suntem pe strada Mărgianului în Rahova și ăsta este second hand-ul unde am fost. Bă, niște oameni foarte de treabă, credeți-mă pe cuvânt că la doi bonsai. Gata, la doi bonsai. Credeți-mă că gen eu nu am intrat aici și am zis, bă, hai să facem așa sau, mă rog, am intrat dacă putem să filmăm. Și a zis că da, dar omul era foarte ospitalier de dinainte. Și n-a zis gen ce face cu clienții, bă, credeți-mă că dacă veniți aici e super afacere, plus că noi am prins o ofertă de minus 50%. O să vă zic că am dat pe chestiile astea vreo 4 milioane, mi-ar plăcea de fapt să vă zic că am dat ca să se pună în topicul de haine scumpe. N-am dat atât, am dat 24 de lei pe tot ce am pe mine. Și ochelarii gratis. Și așa este omul că face în general. Când vin clienți aici, cumpără chestii și le mai dă ceva pe lângă ca să-i țină aici. Bă, bravo, business bun. Hai să vedem ce facem următoarea dată. Am murdărit ochelarii pe lentilă. Vlad mi-a zis, du-te în fața molului cu o pancartă pe care scrie fă-mă să râd. Nu o să fac asta, mi se pare cea mai cringe chestie pe care poți să o faci. Salut, frate. Salut, fă ceva amuzant, fă-mă să râd, te rog. Nu poți face o schemă, nu știu o glumă? Dar nu vrei să zic. O glumă, ia. Vrei să zic eu o glumă? Da. Fii atent, zic o glumă și mi-o zici tu pe vlog, da? Zi-mi așa, doi schelețe ciupeau de piele. Doi schelețe glumă? Doi schelețe ciupeau de piele, zi așa. Doi schelețe ciupeau de piele. Bun, e perfect. Ha, mersi mult, pa. Pa, frate. Vere, fata asta mi-a arătat cel mai amuzant clip cu Shelly pe care l-am văzut. Deja trec cu castravetele strada. De ce? Pentru că era verde. Bun, mai e una? Nu. Vlad, mă simt foarte inconfortabil. E tare că gen am dat de oameni și copii de vârsta mea, dar se uită foarte mulți oameni mari la mine și mă simt foarte prost, să știi. Gen, nu cred că să mai fac asta niciodată. Gen, e tare că gen te vede lumea, dar mi-e foarte rușine. Cine e prost mai mare decât mine?
Ține-i prosul mai mare decât tine? Da. Cine? Eu. Ok. Deci, un orb intră într-un bar. Ok. Prima oară se lovește, stai, nu, un orb intră într-un bar. Ok. Prima oară intră într-un scaun, după intră într-o masă, după mai intră într-o altă sticlă de bere. Bun, bun și tu, bravo. Una se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: ai făcut păcate? Da, părinte. Te lepedeze satana? M-aș lepeda, părinte, dar am doi copii cu ea. A, gen cu nevastă sa. Da, ai înțeles? Nu. Poți fi atât. Ia, zi-mi iar. Bula se duce la biserică să se spovedească. Okay. Preotul îl întreabă: ai făcut păcate? Da, părinte. Te lepedeze satana? M-aș lepeda, m-aș lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea. Aaa, ce tu e nevastă sa. Da, frate, ce zici și tu? Am pus să zică de două ori. De ce este frică unui vegan pe patul de moarte? Nu știu. Să nu se reîncarneze. Ok, Vlad, hai să plecăm că mă simt inconfortabil, te rog. Ne-a răspuns Alex Iulian la story-ul pe care l-am pus cu hai să facem o piesă. Așa că am ajuns de la Alex Iulian și ne-a pregătit aici un beat. Ia, ce avem noi aici? Bă, fii atent, înainte, uite-te la stilul meu și uite-te la stilul tău. Cum ești îmbrăcat și cum sunt îmbrăcat. Înainte eram îmbrăcat similar ca și tine. Dar pentru că sunt îmbrăcat așa, vreau să fac ceva mai ciulo. Vreau să fac ceva mai balcanic, mai manea. Dă-mi ușor. Nu-mi da greu că eu nu știu să cânt. Gen, chiar nu știu, trebuie să mă ajut, trebuie să-ți bați capul cu mine. Ascultă beat-ul ăsta și zi-mi doar dacă îți place, gen. Zi-mi ce crezi tu că ar mai trebui pe instrumentalul ăsta. Hai să-l facem manea, nu de asta. Să facem manea? Bagă tarabane pe el. Să bag tarabană? Hai că băgăm o tarabană pe el. Mai bine! Mai bine? Mult mai bine! Cum dau? Trebuie să stăm să scriem versuri, să facem deci, tot. Hai că-ți scriu eu niște versuri. Ah, ok, deci el se ocupă de tot și eu doar trag. Ce aici am buzunar? Oh, husa mea MobileFox, fraților, folosiți codul Robi și nu se sparge telefonul, uite. Mamă, dacă scăpam într-o piatră sau ceva, n-are nimic. Și ăsta-i bisoi. Ah, uite că dau bine și fără snow. Ca să pui mâna pe mine, ai grijă ca pun bibelou. Danse și pe manele ca am ha să mor eu. Sau care siganca mea îmi zice mișto. Wow! Deci tragi din picioare. Am emoții, da? Din capul pieptului am auzit că zic ăștia. Că când din cap. Danse și pe manele ca am ha să mor eu. E tu, uite-mi pe balans, rupetel. Îți rupe talentul. Danse și pe manele că am ha să mor eu. Pe manele că am ha să mor eu. Socare țigă ca mea îmi zice mișto. Danse și pe manele că am ha să mor eu. A, dar tu ai lungit ou. Da, fii atent, hai să zic că hai să le tragem pe bucăți. Gen, tragi primul. Atât de prost sunt. Așa zic. Le tragi pe bucăți ca să ai aer, să le dai pe următoarele, gen. Danse și pe manele că am ha să mor eu. Bă, tremur, dar nu înțeleg de ce, că gen suntem prieteni, ne cunoaștem, dar am eu așa emoții. Danse și pe manele că am ha să mor eu. Danse și pe manele că am ha să mor eu. Danse și pe manele că am ha să mor eu. Ia mă, ce am reușit să facem? I think we cooked. Stai să iau la valiera. La bun. Lasă și tu mintele că am ha să mor eu. Asta un pic mai lame așa, hai că... Lasă și tu mintele că am ha să mor eu. Alex, știe vere ce faci aici? Asta mi-a făcut că ai fost un pic pe chiar mare list, gen, pe bune, gen. Băi, ați fost martor că eu am tras asta, dar nu, Alex, mi l-a tras înainte. Yeah, tu îi trâmp pe balans, rupe talentul. Yeah, tu îi trâmp pe balans, rupe talentul. Băi, băieți, o să o aveți la final de vlog, da? Pe toată, la 10.000 de like-uri o scoatem. Bine, mai avem de tras la ea, asta e doar refrenul sau ceva. Dacă nu facem 10.000 de like-uri la vlogul ăsta, eu nu vă scop piesa. Socaristica ca mea îmi zice mișto. Yeah, tu îi trâmp pe balans, rupe talentul. Mamă, ce tare a fost asta, gen, asta o cred că o să păstrez ca și dublă. Am dat piesa, terminat e mult spus pentru că avem doar vocile acolo, doar cu autotune, gen, nu sunt efecte de eco și așa. Hai să vedem cum sună. Intru eu! Dansă și pe mâinile că am ha să mor eu. Sucare, sucare, țigă că mea îmi zice mișto. Hey, doi, trei,